Salutare, salutare! Sunt Madalin, iar în această videoprezentare vă prezint un produs un pic mai neobișnuit, dar extrem de căutat de foarte multă lume, în speță de cei ce doresc să supravegheze ce se întâmplă într-o locuință, spre exemplu. Dacă vă spun că există un device ce este alcătuit din router wireless, cameră web și boxe, mă credeți? Încadrat în site-ul nostru la secțiunea Rutere, Sapido IPG-C1N este un device de tip 3-in-1 ce include, cum bine ziceam la începutul acestui review, un router, o cameră web și o pereche de boxe. Când ne-a fost prezentat prima oară acest produs, ne așteptam la unul de dimensiuni mari, dar se pare că nu este așa. Sapido IPG-C1N este unul extrem de mic, personal încadrându-l la sistem de supraveghere. Materialele din care este construit sunt mai mult decât ok în acest segment de preț. Pe laturile sale nu veți observa niciun fel de bavuri sau, mai bine zis, surplusuri de material nepolișate. Puteți spune că formatul și designul este un pic cam ciudat și asta grație boxelor și camerei atașate de router. Pe partea din fața device-ului nostru este disponibil un buton ce permite conectarea VPS, LED-urile de activitate Wi-Fi, Link, conectare LAN și nu în ultimul rând cel de power. Pe partea frontală a camerei sunt dispuși senzorii de mișcare, microfonul și, evident, lentila camerei web. Pe partea superioară a camerei este dispus un buton ce are rolul de a face fotografii atunci când la portul USB, sau mai bine zis prin portul USB disponibil în aceeași zonă, este atașată o memorie de tip flash. În momentul în care am întors device-ul, am rămas plăcut surprins să văd cum cei de la Sapido au gândit poziționarea tuturor porturilor într-un spațiu atât de mic. Așadar, avem conectorul de antenă, două porturi RJ45, unul pentru LAN și unul pentru WAN, un buton pentru resetarea device-ului, mufa de alimentare, un conector jack de 3,5 mm pentru audio in, două butoane de volum pentru cele două boxe atașate și un switch pe 3 poziții ce schimbă funcționalitatea device-ului nostru. Acesta putând funcționa pe post de hotspot, access point sau repeater. Nu puteam să trecem la prezentarea softului fără a aminti de cele două boxe sau difuzoare dispuse pe lateralele routerului. Acoperite cu un material de tip mesh, cele două boxe sunt de intensitate medie și redau vocea extrem de clar. Haideți să vedem și câteva imagini cu meniul și softul Sapido IPG-C1N, un soft un pic cam greoi din punctul meu de vedere, ce pe alocuri te încurcă și te amețește. Am testat funcționalitatea sa și fluența în momentul în care îl folosiți pe post de cameră de supraveghere. Pentru a observa fluența imaginilor, am rulat un film pe un smartphone și am filmat acest proces cu webcam-ul inclus pe IPG-C1N. Prima înregistrare a fost realizată prin rețeaua Wi-Fi, iar cea de-a doua prin intermediul conexiunii 3G. Acest de-al doilea test a fost posibil grație softului ce se instalează pe telefon și poate fi descărcat gratuit din App Store sau Google Play. Am să vă las să descoperiți funcția cloud singur-singurei, personal considerând-o extrem de eficientă și mai mult decât necesară pe un astfel de device. Sapido IPG-C1N nu a contenit să mă surprindă, fiind un device mai mult decât ok, o cameră de supraveghere de o calitate foarte bună, ce poate filma și face streaming în format 720p, adică 1280x720 de pixeli, senzor de mișcare cu performanțe bune, redare calitativă a sunetului și un router cu viteze bune. Aceasta a fost scurta prezentare a Sapido IPG-C1N, produs ce este disponibil și în site-ul PC Garage, accesând linkul din descriere.